Doamnelor și domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit pe canalul meu, bun venit celor noi, vă salut cu drag pe cei care sunteți, începând de astăzi, abonații mei. Ca de obicei, vreau să vă doresc poftă bună la micul dejun și poftă bună la cafea. Prinde bine chestia asta și o spun din suflet, adică chiar îmi doresc să aveți o zi frumoasă, să o începeți bine. Zvârcoleală, Bitcoin este la minimele din ultimele două săptămâni. Senzațional, foarte mulți oameni iar prevăd sfârșitul planetei, cum se întâmplă mereu. Din punctul meu de vedere, sfârșitul planetei se va încheia destul de curând, pentru că ne apropiem de o zonă de, să zicem, unde avem foarte mult suport. Pentru cei care plănuiți short-uri, vă sfătuiesc să vă mai gândiți o dată, pentru că nu este momentul. Astăzi vorbim, bineînțeles, despre Bitcoin și piața cripto. O să mai vorbim despre ce fac vecinii noștri, ucrainienii, care pavează drumul către reglementarea la nivel de țară a Bitcoin și a criptomonedelor. Din punctul meu de vedere și din contactele pe care le am în Ucraina, eu zic că sunt mult mai avansați decât noi. Sunt foarte multe proiecte cripto din Ucraina care funcționează la nivel global, este foarte mult network în Ucraina. În continuare, anul acesta rămâne un an în care vom avea boom-uri din NFT, din gaming, din DeFi, din Metaverse. Citam un articol dimineață că un proiect Earth sau ceva de genul au vândut Roma, NFT-ul Roma, sau nu NFT-ul de fapt, și NFT putem să zicem, cu 120.000. În lumea asta virtuală a criptomonedelor se vând lucruri imaginare mai scumpe decât s-ar vinde în realitate. Asta este o chestie pe care am constatat-o. Oamenii sunt dispuși să arunce cu bani stânga și în dreapta. Pe lângă asta, dragilor, vreau să vă zic că facem pași foarte mari către Crypto Village. Ieri am fost în Argeș la locația unde va fi acest Crypto Village și sunt extrem de încântat despre ce am văzut acolo. Și vreau să vă zic așa, va fi un proiect cum nu există în lumea asta. Un proiect în care vom avea cazare de calitate, mâncare de calitate, avem în discuții avansate un partener pe zona de Horeca cu foarte multă experiență în restaurante de calitate. Și voi demara foarte multe proiecte acolo pentru că am foarte multe idei. Cel mai probabil undeva până în mai, iunie, să zicem iulie, vom avea o tiroliană montată din cele trei. Urmează să facem un circuit de paintball. Urmează să facem mai multe lucruri pentru distracție. În total, proiectul, când vom avea masterplanul, va avea, cred că, peste 20 de atracții. Vom avea cinema în aer liber, vom avea pistă de karting, vom avea baloane cu aer cald, vom avea tunel de skydiving. Eu vă zic lucrurile pe care le plănuiesc și mă voi lupta să devină realitate. Pe BitMarket am să vă arăt, în fiecare zi apar anunțuri noi. În fiecare zi prețul tot mai scade la BitMarket până în momentul în care toți cei care vând acum pe nimic vor dispărea. Ieri am anunțat un concurs pe Twitter legat de noul curs ABC, cursul pe care l-am creat pentru cei care sunt începători și astăzi va trebui să anunț câștigătorii. Este un curs pe care câțiva dintre voi l-au cumpărat chiar cu BMK și în continuare vă anunț că prețul va fi de cu 25% discount pentru toți cei ce plătesc cu BMK. La fel și cu BMK se va întâmpla în Crypto Village. BMK-ul va fi un fel de access pass pentru toate atracțiile, oamenii vor avea discounturi la restaurante, la cazare, la atracții, la orice va fi acolo. Pregătim și o colecție de NFT-uri cu utilitate în lumea reală pentru Crypto Village, dar asta am să vă anunț mai târziu. Haideți să vedem ce face Bitcoin, cum se simte. Doamnelor și domnilor, suntem pe chartul Bitcoin US Dollar pe o zi, pe Bitstamp
Și aici am să vă spun lucrurile foarte repede. Suntem pe daily, dar am făcut zoom out și vreau să vă arăt niște lucruri extrem de interesante. Da? Din punctul meu de vedere, ca structură de piață, ne apropiem de finalul acestei corecții. Stochastic RSI pentru mine este relevant undeva la 70% din cazuri și îl folosesc. Stochastic MTM îmi arată același lucru. Ne apropiem de final de corecție. E vorba de câteva zile. Însă, eu zic că ne apropiem de un moment al deciziilor. Da? Și am să vă arăt așa. Aceasta este structura de piață din iulie anul trecut până acum. Da? Și avem de la această zonă minimală, de pe unde am fost acum, până la vârf, până la all-time high, 105 zile. Da? De aici până aici, de când a rupt piața. Iar de la all-time high până unde suntem noi acum, avem 102 zile. Da? Așa stau lucrurile. 38.000 mi se pare un suport foarte puternic. Putem să mai trasăm o zonă, da? Aici, să zicem, la 30.000, pe care noi n-am mai rupt-o, n-am mai fost aici din ianuarie 2021, da? De peste un an și ceva. Deja avem o structură de piață. Dacă fac zoom out, zoom out, zoom out, ăsta mi-arată a bull flag. Cine vrea să vadă, îl vede. Cine nu, nu. E adevărat, de câte ori piața are corecții și ajunge la minimele din ultimele două săptămâni, oamenii se panichează și au razna. Deci, lucrurile pentru mine sunt clare și în clipa în care mă uit pe weekly, da? Confirmarea unui bubuiel urmează să vină. Timpul va arăta dacă am dreptate sau nu. Nu sunt un apostol al bull marketului sau nu, dar nu pot să ignor ceea ce văd. Sunt lucruri care le văd cu ochiul liber și asta îmi transmit indicatorii. Dacă de-a lungul timpului m-au păcălit indicatorii sau au păcălit întreaga piață, da, nu numai pe mine, pe foarte mulți oameni. Însă, pe frame-uri mari de timp, cum este weekly, e cam greu. Deci semnalele pe weekly au acuratețe. În rest este noise, este gălăgie, foarte mulți oameni își dau cu părerea, zic lucruri, nu știu ce. Pentru că v-am zis, nu uitați, jocul ăsta este despre bani. Iar aici se fac foarte mulți bani. De ce? Din cauza lăcomiei. Sunt foarte mulți oameni lacom care vin și aruncă bani fără să înțeleagă nimic. Iar cei care înțeleg și sunt puțini, fac o grămadă de bani. Vă vorbeam despre Bitmarket. Văd că se listează coniac, sfaturi pentru relații, super, server, bicicletă, bicicletă, monedă din aur masiv, bicicletă, trotinetă, colecție de bancnote, curs pentru nu știu ce, render 3D, picturi, scaun din lemn masiv, cușcă de nu știu ce, ceasuri, imobiliare, mașini. Deci platforma, din punctul meu de vedere, capătă sens și vă spuneam, în curând, NFT Marketplace-ul cu mai multe blockchain-uri va fi activ pe Bitmarket și veți putea să vă listați colecțiile. Care este avantajul dacă veți lista colecțiile de NFT-uri pe platforma Bitmarket? Este că eu în fiecare zi voi vorbi despre ce se întâmplă acolo și atunci înseamnă că veți avea expunere. Un argument mai mare decât ăsta este comunitatea minunată pe care o am în spate și le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de mine. Încă o dată, pe sfârșit, vreau să vă spun, acesta este site-ul meu oficial, mihaidaniel.ro. Aici găsiți canalele mele oficiale. V-am mai anunțat și o să vă anunț că sunt o grămadă de clone, stați așa că nu am arătat. Deci aici sunt canalele mele oficiale. Sunt o grămadă de clone pe internet, pe Telegram, pe nu știu ce, care pretind că sunt Mihai Daniel. Cont personal de Telegram am unul singur, este Ron Mihai Daniel Marius. În rest sunt infractori. Cursul pentru începători este aici, la servicii. Poate fi plătit cu cripto, bineînțeles, poate fi plătit cu PayPal. Iar astăzi voi anunța
premiile pentru campania făcută ieri pe canalul meu de Twitter. Acesta este canalul meu oficial și voi selecta astăzi 3 fericiți câștigători, dar eu personal le mulțumesc tuturor celor care au participat. Așa că vă doresc o zi minunată, aveți grijă la trade-uri și vin vremuri bune!